Aici am o machetă? Oh! Aici avem o machetă! Machetă! Salut! Noi suntem Cocolix! Și bine ați venit! Suntem foarte asortați! Eu sunt în roșu și Felix este în roșu de mascul. Roșu de mascul ca să nu mă deoc, știi? E, e roșu de mascul. Când e foarte frumos. Și femeie, roz, fată. Și tu ești roșu? Zic că-ți place! Că ești foarte romantică cu fundiță. Cocolișilor, bine ați venit la un episod din de, seria asta super faină! Apropo, jocul ăsta e făcut de toți care au făcut House Flipper. Da. Și de-aia te pune să faci curat, pentru da. Că lor le place să fie curat. Am trebuit să le dau un mesaj. Dar ce vrei să le, ce vrei să le spui? Să pună perne. A, deci am zis că vorbesc cu băieții la House Flipper să pună permuțe decorative și ziceți-mi în comentarii ce altceva ați vrea voi să pună, da? Că ei o să pună. Ia uitați, avem aici. Vorbesc cu ei, dar mi-au trimis doar doi băieți, că noi facem, ne dăm seama. Uite, aici este, Natanai, mi-a zis doar atai furat. N-ai ajuns acolo, du-te înapoi, femeie. Stai puțin, deci noi începem de aici. Uite acolo, unde e verde, știu, ai început din colțul ăla alt. Deci noi am început de aici, da? Da? Ia uitați ce mici și ce prăpădite scăzute! Da, acolo ai aruncat o coșabă! Și acum la partea a treia. Ne-am făcut la două și acum asta n-am făcut-o încă. Ia uite, și după aia o să mergem la oraș cu colegilor. Cum fac? Va trebui voi să rupeți butonul de cocolike. Ați zis de cocolike, urmează pe șoară mai faine și mai șmechere. Du-te înapoi și du-te la pe hartă. Ce te dă la machete? Deci asta este în casa mea. Asta puțin ce... A, ce scaunchet am! Trebuie să că ai bani să faci un upgrade. Bani? Ai un ciuciu, 0 stele. A, nu pot să fac upgrade. Cum joc, Felix? De aici, de la calculator? Nu. Uite aici. De aici? Nu, dreapta. De jos. Aaa, și mergem pe asta cu galben? Dar de ce mă dă la ăsta? Păi dă la următorul. La ăsta vreau să mă ducă. Așa. Și de pe care, poți ai pe următorul. Pe asta. Și de acolo unde scrie play. Ce facem? Vezi acolo unde scrie, not unlocked? Da. Atunci de la ăla dinainte. Da, la ăsta la. Și vezi acolo unde scrie renovate? Da, e renovate. Asta e un fel de piscină. Sau baltă ca să pesc... Eu am văzut persoane care pescuiau în baltă. Pescuiau în baltă și bine, erau ce de bătăni. Și ei cădeau. Poate era balta adâncă, nu știu eu, poate era fântână. Felix, am văzut odată undeva, era balta așa de mică și când a făcut cineva un pas, a găsit cu totul. Ah, da? Da. Poate era gheu. Feriți-vă de bălți. Permite-mi de cum se joacă jocul ăsta. Ce frumos e aici. Stai puțin, am învățat. Mă uit în stânga. Mă uit în dreapta. Te uiți sus, să vine și avionul. Mă uit în sus. Jos la cârtițe. Jos la... Aule, un avion acolo. V-asta a zis. Uite-l. Jos la cârtițe. Și după aceea încă o dată, că s-ar putea să fi pierdut. Da. Aule, trebuie pe trecerea de pieton, Felix. Mi-e plac românii care trec la 10 metri de trecere. Deci, cocolișilor, tot timpul să treceți pe trecerea de pieton. Tot timpul pe trecere și când aveți verde și vă uitați dreapta, stânga, dreapta, stânga, dreapta, stânga. Da. Du-te înapoi în stație. De ce să mă duc înapoi în stație? A, Gemtown. Cristina, fă curat! Stai puțin, vreau să-mi pun un container. Vreau să fie mixed. Da. Mixed. Așa, din aici pui și gunoi și tomberon de asta. La români. Ca la romani. Așa, stați să iau bucata asta, să o ducem la gunoi. Învăț engleză. Da, deci prima dată începem să facem curat și după aia renovăm cocolicilor și stați până la sfârșit că am de gând să și decorez cu plante romantice. Mă, lasă-mă. Aia, uite-te. Șterge. Asta vreau să o șterg. Hai să vedem cum putem să o ștergem. Clic dreapta. Clic dreapta. Nu. Scroll. Și ia buretele. Și-mi iau buretele. Care buretele? Asta nu-i buretele. Mop. Da. Cu mop. Că ați dat upgrade, mai țin minte. Ce mop șmecheran. Și pare tare. Și mă duc peste tot. Ia uitați. Și pare tare. Cine a îndrăznit să facă acest... Dă-ste romantic, Felix. Mary loves Daniel. Păi Maria, da, Maria o iubește pe Daniel. Maria să iubească pe Daniel la ea acasă, nu pe la gară, știi? Da, deci cocolilor, nu mă zgâliți bereții, că vezi... O, sirenă! Bă! Asta era o sirenă cute, deci nu mă zgâliți. Nu mă zgâliți pereții, cocolișilor, mă zgâliți foile, da? Ia uite, mai este ceva ce trebuie. A, du-te și fă prima oară fața aia de întors. Bă, se pricep ăștia. Da, frate, deci sunt foarte faine. Voi ați văzut când eram în părțile celelalte, nu erau atât de la modă toate grafitiurile astea, erau mai așa, mai rudimentare. Da. Și acum sunt din ce în ce mai faine. Se vede că ne îndepărtăm spre civilizație. Mi-e place când a făcut profesorul de unde am făcut liceul de artă, a făcut el un graffiti. Și cum a ieșit? A ieșit de parcă un copil de la grădiniță. era împins de părinți în timp ce mânca ciocolată cu zahăr ca să se desteneze. Deci așa a ieșit. Serios? Da. Ia uite, am curățat toți graffiti-urile. Acum, dacă apeși pe X sau pe ce era? Și asta. Aici altă declarație de dragoste. Tot cu Mary și... Toată lumea iubește pe toată lumea. Acum, dacă dai pe X sau pe ce dădeai? Pe X? Pe care dădeai ca să se meargă chestia... Pe Q.
Pe Q. Și zice, ia uitați, ne arată unde sunt toate gunoaiele. Tomberone. Și trebuie să ne luăm mânuța. Și gunoaie și toate cele. Oh, asta o iau și o pun ia aici. De clean, că te-am văzut clean-ul. Clean-ul. Clean? La gunoi. Clear. Și mi-a dat 200. Da. Și burenele astea nu le place. Și burenele astea le iau. Așa. Și apeși pe, X din, pe Q din când în când și se arată unde trebuie să te... Da. Ia uitați, peste tot au crescut buruieni, se vede că nu a mai venit nimeni pe aici. Da, face așa fain. Clear, gata. Barban. Bă, deci 200 de dolari pentru fiecare gunoi, mie mi se pare super afacere. Că ăștia nu știu, știi care a făcut jocul și n-am de gând să le zic acum. Țineți secret, cocoleșilor, nu ziceți, da? Ei se uită la video nostru, dar nu înțeleg română. Deci totul este bine! Pe bine, rostul doarii pe merit! Pe merit! Totul este ca în realitate, gunoiul nu costă mult, uite așa. Și uite și aici. Mă, să știi că mie îmi place iederea asta, adică nu știu ce mă pune să o curăț, e chiar drăguță. Aici trebuie să par geamurile după ce... M-am pus un tomberon în spate. Să mai pun un tomberon? În spate, uite. Unde? Aici? Da. Haideți să punem ca să nu facem atâta de multe ture, tot dintre ăsta mix. Da, fac curaj pe aici, dă-te mai în spate, că iar n-ai loc. Iar n-am loc. Puiști! Așa. Am fugit. Și acum, hai să facem astea geamurile, ce zici? Fai. Hai să facem geamurile, pic. Da. Astea sunt altfel de geamuri. Și le repar cu ranga baranga. Le repar cu ranga baranga, uite astea. Doi! Ce părere aveți? Bine, mă cam pricep, doar că e și puțin murdar, cred. Îl spăl din interior, lasă. Lasă că îl spăl din interior și acum facem dismantle. Poți să cu ramba. Click. Nu, cred că prima mâna. Dată vrea să iau Păi știi ce faci asta. Tu? Dă-le pe toate cu mâna și poate le faci pe toate cu ranga. Da? Deci bine, haide. Ușor. Uite așa, deci zici că sunt industrie de repara geamuri. Și acum luăm ranga baranga și ia uite. O pricep, vreți să vin și la voi să fac? Fă curaci pe curte pe aici, așa pe afară. Aici ce? Stai să apăs pe Q, că sunt șmecherul. Și zice multe chestii, uite, vezi cât ești reparat. Ia să vedem. Știu care e faza la tomberul ăsta, ce trebuie să faci, dismantă. Cu ranga? Se pare că nu-i bună, nu-i bun. Și asta cu ranga, așa, și pui tu altele. Ia uitați, mai este ceva, uite asta. Ca să fac totul cu ranga baranga. Cu ranga baranga. Se vede, nu se cheamă ranga baranga. Dar cum se cheamă? Se cheamă ranga bangă. Vezi, cumva știu să vorbești. Stai și ăsta trebuie să-l dismantle. Uite așa. Și acum mai luăm cu mânuța și facem... Bă, mâna, am zis. Auleu. La ce ai făcut? L-ai împins? M-am lovit de stâlpi. Ia-le prima oară pe alea de lângă tine și după aceea mergi mai departe. Bine. Felix are stil. Am stil. Bă, deci fiecare sac, pentru fiecare sac de gunoi, îmi dă 200 de dolari. El mi-a dat jocul înainte să apară, știi? Deci, și nu este ca un fel de testă și mă întreabă, e totul bine? Da, lasă-l așa! Nu, ce bine. Vrei? Lasă de prin că schimb nimic. Băi, vă dați seama, vă trimite mama să duceți gunoiul și pentru fiecare pungă de gunoi primiți 200 de dolari. Știi cum ar fi când duci gunoiul, ai zbura? Toată lumea ar merge să ducă gunoiul. Serios, uite, și pentru asta ai 200 de dolari. Ia fac că nu trebuie. Tu chiar trebuie să zici, Felix, că totul e bine? Că mă întreabă, totul bine, mai ales știi faza aia când dă 200 de dolari, aia trebuie să rămână la 400, să mă mărim. De clear, ce faci? Auleu, am pierdut! Și pus două. Am pus două și am pierdut. Asta ce fac cu ea? Pica pe și o vin de 200 de dolari, facem? Mă zic că asta e afacere. Asta însă și este o afacere, asta, stai să-mi iau ranga baranga. Acolo nu mai pui un din asta că... Dar stai puțin, asta trebuie să-mi iau... Da, și gunoi pe jos. Mi-a pus să iau, să o duc la gunoi? Da. Dar la celelalte tot așa făcea? Nu, când se adună anumite cantități, știi? Uite, și asta e mizerie. Știu, dar uite acolo sus, 60-70% de sticlă și când se adună, vezi? Uite aici, aici 60 da. Sticlă și da, când tu iei sticlă și se adună, când tu iei plastic și ceva, se adună și când faci 100% se face o pungă. Înțeleg. Clear! Încă un scaun. Asta ce e? De ce ne apare cu roșu? Este un hidrant. Bine, asta și ăsta trebuie să-l dismantle. Și tu când după ce ai făcut curat, poți să dai pe Q și să renovești aici, că-ți arată ce. Hai să mai dăm puțin pe Q, să văd dacă mai este ceva. Ia, credeți că mai este ceva sau totul e perfect? Ușa. Ușa e... M-a indus în eroare. Mai avem aici... Lasă că asta face altă dată că... Da? Fac aici, da? Da. Dar hai să vedem înăuntru, Felix. Du-te, fă ce vrei, ce-am deci mie îmi place foarte mult înăuntru. Sparte tot, Cristina! Gata, am venit pregătită cu ranga mea. Pregătită cu ranga, baranga. Uitați! Ce bine mă pricep, ce forțoasă sunt! Cât de repede fac, frate! După aceea trebuie renovește. Da. Deci asta este o vară, dar renovăm... Ce trebuie să instalezi aici? Trebuie să pui o pompă acolo, cică. Trebuie să punem o pompă. Hai să iau toate astea cu mâna, știți, că e mai ușor. Și după aceea la sfârșit le iau peste mai mari. Asta e caloriferos.
Stai puțin, ușa asta trebuie să dezmembrez? Da. Ia, haideți să o dezmembrăm și să vedem ce este după ea. Ia, ia să vedem. Ai reparat-o? Au, mi-a dat una. Oh! Ce, oh, stai, pe aici că trebuie să instalezi pompa de apă ca să scoți apa. Aaa, voiam să mă duc, am crezut că e o piscină. Instalează pompa de apă dacă vrei. Haideți să instalăm aici. Da, instalează. Dar cum? Nu știu cum. Cred că trebuie să o pui. Install the pump. De pe tab. Pe tab? Ca și ăștia de la Flipper. Și scriem aici o pompă? Da, nu știu care e pompa. Sink, nu scrie. Search. Stai să dau aici. Pomp. P-O-M-P. Dar nu... Scoate virgula. Așa. Nu există, Felix. Install the pump. Move the pressure... Stai puțin. Ok. Move the pressure pump to desire... Ah, trebuie să o iei de undeva, să o muți. E în spatele la mașina ta. E în spatele la mașina mea? Da. Stai să mai fac puțin aici o ordine. Puțin ordine, aceea pe papa? Luăm astea de aici. Pe nu pe aici. Asta e ușa. Cealaltă, care e deschisă. Care e ușa? Uite. Asta. Da, ai văzut că mai avem ceva uși, Felix? Da. Păi, na, iarăși 200 de dolari. Fier. Iarăși m-am băgățit. Na, când vrei pui tu pompa. Mai de curanga baranga. Stai să iau toate gunoaiele. Bă, trebuie să faci și geamurile. Bă, ce-mi place jocul ăsta. Atunci când e curat, abia încep să faci renovările. Nu te-ai învățat încă. Păi mai aveai și, uite, curanga. Uite, mai am aici un sac de gunoi care nu prea place cum arată. Trebuie să și ștergi. Trebuie să și ștergi? Dar ce, sac de gunoi care îți place cum arată? Nu, dar arăta, zici că era altceva. Clear. Nu cumva să pierd 200 de dolari, îți dai seama. Stai puțin, cu banca asta ce e? Păi am zis să o dismantle, ți-am zis. Ah, am crezut că se odihnește cu picioarele și sus. Și dă-i cu ranga-branga pe fiecare ușă. Este, ia uitați. Stai puțin, acolo avem un fel de bucătărie. Da. Și mai era vreo ușă. Nu știu, poate asta. Nu, cred, dar asta cred că e bună. E bună. Zis, stai să închidem. Uite, și acolo e gunoi. Stai să-mi iau aici mopul. Să șterge. Și să șterg ăsta. The best game ever. The best game ever. Așa scrie aici, the best game ever. Dar ăștia nu curat știu să facă. Da, deci le place foarte mult. Cred că și tolomatul ăla trebuie să-l dismantle. Da. Cluc. Deci casa s-a inundat, noi folosim pompa. Da. Ăsta trebuie dismantle. Era bun, Felix. Da, nu știu dacă mai funcționește. Ia să mă puși mai de pe pereți. Nu știu. Luăm mopul ăsta drăguț. Așa. Și din câte am văzut, cred că tot cu mopul ăsta trebuie să curățăm și geamurile. Ia uite. Nu. Ăsta trebuie să-l dezmembrez. Da. De cum n-am observat așa ceva? Uite că te lasă și curanga banca, știi? Din interior, știi? Așa. Din interior. Da. Uite și astea, cred că trebuie. Da. Mă lasă curanga baranga. Este... Au! Mi s-a făcut deja un coș de gunoi care mi-a picat din aer. Vedeți, mai ai undeva. Ăsta nu, ăsta e bine. O duci bine, o duci bine. O duc foarte bine. Și nu mai dă cu mopul acolo. Stai să dau cu mopul dacă tot sunt aici. Faină treabă. Dar renovezi după ce scoți apa aia care poate vine din toaletă. Da, ai dreptate. Nu vreau să renovezi după aia să vină o apă de toaletă. Păi, și dai și un Q să vezi dacă e curat după ce curești. Haideți să dăm Q, este foarte bună idee. Ia. A, uite caloriferul ăsta. Cum am putut să uit de calorifer? Bă, ce forțoasă sunt. E cam ești. Au! Mi-a intras un calorifer în cap. 200 de dolari! Ce fain e să te bogățești! Ok, acum unde găsim... În mașină, au zis. În mașină? Să vedem unde e mașină. Bă, acolo e mașina mea. Poate ai parcat în parcare, poate. Aia e mașina mea. Trabant-o. A, nu e aia. Nu e asta. Nu, hai să fie asta. Felix, refuz să cred că nu e asta mașina mea. Refuz să cred. Uite, știu ce fain. Hai că ai bani, ții după, mai tine cu noi. Bine. A, uite aici pompa. Hai să luăm pompa. Restore items. Ok. Pic. Bă, dar ce forțoasă sunt. Vezi că ai și două fortune la pompă. Cred că una trebuie să o pui. Mă, duc să le aduc imediat. Uite așa. Cred că una trebuie să o pui unde e apa și una trebuie să o pui unde se scurge apa. Asta mi-amintește de o fântână arteziană. Ok, așa. Am pus-o. Așa. Și acum, connect pipes to the pump. Bine, hai că mergem. Mergem să aducem. Bă, dar ce frumos e aici, care și flărcele. Am luat și noi o fântână arteziană. Ia zi, Cristina, cum făcea sunetele? Ca la toaletă. Deci făcea... Mersi, Dedeman! A trebuit să o returnăm. Mi-a zburat Dedeman, zicea, cum, doamnă, nu-i liniștitoare? Eu zburat Cristina. Open all blocking doors. Aia de acolo trebuie să deschizi. Că trebuie să pui vină la acolo, știi? Bă, deschide-te. Așa, ca tu să pui acolo. Normal. Insert. Ok.
Și mai pune până și la mai este încă una. Stai puțin. Eu refuz să cred că asta așa o să rămână. Nu rămâne, dar tu iei apa din interior și o duci afară. Asta deci face pompa. Deci provizorul, nu stă tot. Refuz de chet. Deci când ai o pivniță înfundată, faci chestia asta, nu? Haide să facem aici curat. Eu am crezut că este o piscină, tu știi? Eu vreau să-mi bag la gara. La gara! Așa am crezut eu. Uite așa. Și du-te să duci furtul să oameni. Vedem, cocoleșilor, să descurci să vedem unde duce. Așa, și acum dai drumul la apă. A, trebuia să plec de aici, nu? Start a pump. Aici. Turn on. Și du-te să vezi cum și cum duce. Vreau să văd cum se micșorează. Se vede. Și hai să vedem afară cum o duce. Ia uite. O duce afară aici. Curge apă, uite. Este! Dai la asta, ca oamenii, nu ca românii în Balton. Așa am crezut că o să fac. Aruncă cu noi. Am crezut că o să fac ca românii. Așa am crezut. Așa. Bine, cât timp se curăță acolo? Bă, stai puțin. Asta nu pot să le dau cu toporul. Dacă poți să lângă. Dai cu toporul. Destroy. A, poți să dai pe astea cu toporul pe toate. Da, și pe roată. Hai, du-ți bani acum, lasă. Pe roată nu. A, ba da. A, pizza! Stai puțin! De ce așa de mare bucata asta de pizza? E mult mai mare față de cealaltă. Apăsă pe Q, apăsă pe Q. Și uite în spatele tău. Ai verdele ăsta. Da, imediat îl luăm. Felix, dar nu-i corect. E pizza uriașă. E pizza americană. Și s-a făcut pompa. S-a făcut? Da. A zis super tare. Finish pompa, zic că tot ecranul. Haide să mergem să luăm. Da? Dacă am scăpat de inundație. Ia pompa, ia. Pic. Pic? Și două mașină, că mai trebuie. Ducem în mașină. Deci ați văzut? Nu la gunoi. Deci dacă aveți inundații, puneți o pompă dintre asta. Faceți cum a făcut gamerița, da? Gata. Pe viitor. Ce perfect. Și astea tot gunoaie sunt. Asta face altă dată. Lasă faia acolo, ne mergem în interior, piscina. Nu ești curioasă și femeie, până la urmă. N-am putut să mă abțin. Bine, hai să facem în interior. Facem frumos, da? Da. Hai să facem frumos. Aici avem așa. Trebuie să punem bănci și scaune, coșuri de gunoi, mașinărie de bilete, decoration. Decoration. Du-te jos. 6 decorațiuni și food, mașini și ceasuri. E bine, facem tot. Ia uite, jos. Bă! Stai să dau aici un dismantel. Da, sparge asta. Stai să o sparg, uite așa, nu mai vreau bani pe ea. Cu curanga, baranga. A, curanga, baranga? Da. A, ok. Și asta e ce aici? Ok, sparge tot aici. Hai să spargem tot, frate. Dar nu renovăm acum. Ba, dar renovează asta de jos, să mătem tot jos. Vrei să renovezi asta? E, nu? Oh, e foarte mare, ia uite și tu, e plin. Păi da, în afară de gunoi, ai putea să renovezi, în afară de cele două gunoi. Dar uite, trebuie să fac aici, pe perete, nu știu cu vopsea. Ce e asta. Cu vopsea, paint, cu vopsea. A, cu vopsea. Bine, brush, uite așa. Uite, vezi ce ușor e. Dacă renovezi jos, nu vezi să te scapi. Ce relaxant este să dai cu bidineaua, ia uite și tu. Nu e așa că este satisfying? Este fain. Este fain, este foarte satisfying. Mai trebuie undeva că mai vreau. Eu sunt așa de flexibil perii ăștia. Ia uite ce frumos. Face fain. Fac super, nu? Și asta tot așa. Ar fi fain să-ți poți renova casa, să fac un robot și tu de pe calator să renovezi acasă. Ca să nu te mai obosești. Da. Și faci pe calator și tu îți faci curat, ăla face curat, îți dai cu paint. În loc să faci curat, de fapt te joci un joc, știi? Da. Care face și curat. Și spui mobila unde vrei, când ești forțoasă ca da, nu? Da. Și le montezi așa. Da. Ca în House Flipper, le montezi șurubele. Foarte tare. Deci am terminat aici, nu? Să duci camperoanele, cum vrei. Așa, hai să le ducem totuși. Și după aceea renovezi aici că trebuie câteva lucruri și ai rezolvat-o, știi? Aici trebuie electronic echip. Da, trebuie decorațiuni. Jos? Tu da, știu. Dar nu știu ce plant trebuie jos. Păi poți să-ți alegi de care vrei. Clear? Așa. M-am speriat. Felix, eu zic să facem aici. Păi, dar faci jos, după aceea nu mai treabă grăcină. Păi da, uite de câte ori trebuie să mă duc. Mai odată, după aceea rămâi jos. După aceea nu mai trebuie să mergi, știi? Sigur. Da. Nu mai este un. Poți să lași aici și l-arunci după. Ciuc. Nu mai trebuie. Are dreptate, Felix, le las acolo și fac mai puțină. Păi uite aici, faci aici, trebuie. A, uite mai cu unul. Dar multe mai sunt. Asta ziceam că știam că sunt mai multe. Așa. Wow. Și acum a fost treaba, hai, du-te jos. Ciuc. Hai să vedem, cocoleșilor, ce trebuie să punem jos aici. Păi ce trebuie pus? Deci, benches and chairs. Hai să luăm niște benches and chairs. Câte vrei? Două, ziceam. Benches sau chairs? Hai să punem două bănci. Știi ceva, puneți ce vrei la preț, pentru că oricum facem cu gunoaiele bani. Astea, nu? Ia-le. Așa, una și încă una. După aceea ce mai trebuie? Uite, îmi arată sus, da. Tomberonele. Ia-le și mai faine, dacă vrei, care-ți plac. Îmi place ăsta. Așa mare? Nu, pune ce vrei tu. De fapt, nu, hai să punem dintre ăsta. Poți să pui de care vrei, nu contează. Stai să văd de care mai uite, mai jos.
Uite, în ăsta, așa. E, 75, hai că e bună asta, da. Dăm ia, două, ia două, da. Așa, două. Furniture. Ce fel de furniture? Ia să vedem, ce fel de furniture? Vezi că îți trebuie electronic equipment și decoration 4. Decoration! Ia-ți decoration, nu prima oară și pe aceea doar pe mai mici. A, așa. Ia și vrei că. A, trebuie să pună flori mai multe. Da, 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 mai multe flori. Cele mai multe flori. Oh, stai să vedem, pe care nu le-am folosit. Aici nu avem așa de mare spațiu, așadar mă gândesc să punem ceva, uite ăsta. E frumos, da. Hai patru. Da. Hai să punem pe asta. Am luat-o? Da, ai cam zero acum. Așa. Ce să mai punem? Hai să punem și ăsta, palmierul ăsta micitel. Așa, așa una. Și asta. Da. Așa. Și mai electronic equipment. Care e electronic equipment? Mai jos, mai jos, mai jos. Mai jos. Ăsta. A, ce fel de electronic equipment? Cameră, radio, cafea. Hai să punem cameră. Pune cameră peste tot, te-ai scos. Punem cameră, bai, câte trebuie? 6. Pune cameră peste tot. 6 camere aici. Da, că aici se vând bilete. Lasă, pune cameră peste tot. Și acum pune furniture 6, nu știu ce furniture pui la 6. Hai să vedem la furniture ce să punem. A, știi ce trebuie? Câteva dintre astea. Pune. 1, 2, 3, ca asta țin minte că erau. Și să vedem ce să mai punem aici. Vreau să pun dintre astea mică două. Pune. Și mai încă una? Așa, atâta, nu? Mai trebuie una. A, încă o chestie? O, stai, și mai încă o chestie, da. Hai să luăm încă una dintre astea. Bun, haide, face apa. Și acum apăsăm pe tab. Și acum și să vedem, unde punem băncile? Aici, zic, pune două banca. Bănci. Hai să punem banca. Aici, rotate. Și o punem, uite, așa frumos. Aici pun una, da? Ca să aștepte oamenii. Dar stai puțin, mă lasă să o pun? Da. Așa, când îți apare cu verde, te lasă. Da. Una. Și aici o rotim pe cealaltă. Și acolo îți lași un toberonel. A, vrei toberonel? Eu am crezut că punem o plantă. Pune plantă și toberonel pui să se vadă. Uite așa, așa. Și aici punem o plântuță, să vedem. Stai că am apăsat pe tab în greșeală. Ce plântuță să punem? Ai una pe mai 3, mică. 4, uite, 5. Pe 5. Ah, ce cute! Asta e mică? Nu, am vrut să pun pe alta, dar e foarte fain. Ok, ce mai pui? Acum mă duc aici în spate să pun rafturile. Știi că aici nu se vede. Să nu se vadă și femeia asta. 7, nu. Nu. Care sunt rafturile? Vezi acolo unde scrie rafturi? Da, 7. Pe 8. Pe 8? Pe 8? Stai să rotim. Așa. E bun dacă rotesc. Cred că poți să pui... Sau nu, cred le pun așa, cred că poți să pui două așa și după aceea una în mijloc. Știi? Să înțelegi? Punem așa. Aici unul. Da. Și încă unul aici. Da. Stai, că vreau să fiu perfecționistă. Și una. Așa. Și punem una... Câte sunt în total? Raftul ai pe mai două de pus. Am doar două? Da, tu ți-ai luat așa. Hai să pun pe partea asta la altă. Nu știu ce am crezut că pune mai multe. Pe tu ți-ai cumpărat cât ai vrut. Așa, și încă una aici. Da. Așa. Și acum, ce trebuie să mai punem? 100 de camere. 100 de camere. Hai să punem hai să pun plantă, uite. Mhm. Uh-huh. Pun plantuța. Și vezi că mai e două dulape mici. Aici. A, două dulape mici? Mm-hmm. Așa. Să vedem. A, două coșuri de gunoi mici. Coșuri de gunoi, hai să punem, uite, aici. Ah. A, și hai, pune-te, te rog, frumos. Aici. Așa. Încă un coș de gunoi, unde să-l punem? Uite aici, în spate. Da, acolo se vadă. Uite aici, să nu se vadă. După colț, după colț. Ok. Așa, o plântuță aici mai trebuie. Da. Uite ce frumoasă este asta aici. Oh! Și acum, mi-a dat steluță, Felix! Hai să punem o cameră. Nu, cum arată noua zonă, zici că e zombi. O vezi? Da, acolo, frate, pe ecran. Da, într-adevăr. Punem aici o cameră. Pune. Ca să vedem cine intră. Așa. Punem aici, să vedem dacă lumea aruncă la coșul de gunoi. Da. Bă, da, dar pune-te invers. Las că cine intră la coșul de gunoi și după aceea pune partea cealaltă. Punem aici, să vedem dacă aruncă la coșul de gunoi. Așa. Și vreau să mai pun, uite și aici. Așa. Te rog, pune-te. Dar stai că asta nu e poziționată bine. Nu mai contează, e bun așa. Uite, așa e poziționată bine. Okay. Așa, și mai am cu cameră. Mai două camere. Atunci mai punem încă una aici. Așa. Uite așa. Și mai încă una. Încă una. Pune coș celălalt, vadă, nu. Așa. Cine vine spre coș de gunoi? Să fie pentru coș de gunoi câte camere. Aruncați toate mizerile la coșul de gunoi. Mai două dulape și o plantă. Două dulape? Felix. Și o plantă. Două dulapuri. Ia să vedem. Așa. O, ce drăguț este dulapul ăsta. Prea mai mic, mamă, câte roade de mare. Bă, unde sunt sertarele? Mai așa. Uite așa. Așa. Să vedem unde îl punem. Hai să-l punem, uite aici. Aici, eu zic, nu prea știu care e faza cu camerele astea două, ce trebuie să conțin aici. Nu știu nici eu ce se face aici la... Se aruncă cu noi și 6 camere. Da, uite, punem așa frumos. Așa? Gata, am pus. Și o plantă mai. Și încă o plantă! Asta e cea mai frumoasă. Partea asta după dulap. Partea asta după dulap. Păi nu așa? Da. Ia uite acum. A, ce drăguț!
drăguț! A făcut foarte tare, ia uitați! Deci? Aici am 4 camere, ai, nu cred că aici o să țină acte de asta. Ai dreptate! Știam eu! Ai dreptate, Felix, ai dreptate. Acum, că am făcut aici partea de jos, haideți totuși să mergem să vedem ce putem face sus. Gunoaiele. Trebuie să aruncăm toate gunoaiele astea. Câștigam bani pe ele. Că dacă nu, dar trebuie să le aruncăm, Felix, ne vede pe cameră. De pe clear. Că nu avem cameră jos. Sus? Da, nu avem. Dar punem și aici. Să știi că m-a amuzat ideea cu camerele. Așa, gata, am mai făcut încă 400 de dolari. Acum cumpărăm. Mai este vreunul. Închide ușa, acolo mai întreabă jos. Hai să închidem. Ne vede camera, da. După. Close, close. Bun, așa. Acum cumpărați. Și acum, trebuie să cumpărăm. Tot dintre astea, câte trebuie? 8? Scaun, da. Hai să cumpărăm... Să cumpără scaune, pui atâtea... Hai să cumpărăm 4 benches. Bun. 2, 3, 4. Și 4 scaune. Dăm scroll aici și ne ducem la scaunele. Bă, mai multe feluri de scaune. Da. Și scaune de birou sunt, dar astea nu se potrivesc la stație. Hai să punem unul dintre astea. Astea se potrivesc. 1, 2, 3, 4. Da, atâta. Și acum ticket machine. Da. Trebuie unul. Care? Ăștia îmi place. Bun. Așa, bai. Deși a fost mai scump cu 100 de dolari. Două tomberonele. Să vedem. Aici. Aici aș vrea să pun dintre astea frumoase. Pune. 1. Pe 4 trebuie. 4? Da. 3, 4. Ceasuri. Două ceasuri și două food machine. De care vrei tu? Hai să punem... Asta e de perete, dreptele din loc. Ok. 1, 2. Da. Așa. Și trebuie... Am terminat. Două food machine, 6 decorații. Food machine? Da. Cum este la food machine? Tu numai din la... Food machine, Care vrei? De mai jos. Stai să vedem, să vedem. Astea sunt foarte frumoase, uite. Ia-le care vrei tu. Două? Da. Așa, și, am cumpărat tot, nu? Și 6 decorații. Acum am putut să ai de decorațiuni. Bai. Bă, stai. Așa, trebuie să dai pe bai exact undeva la mijloc, dacă nu, nu ți-l ia. Și asta este frumoasă și asta e frumoasă. Mai una? Mai una doar. Da. Trebuie să mă gândesc bine. Asta e drăguță. Bai, așa. Și acum, haideți coculișilor să punem. Unde ați vrea să punem băncile? Spune-le, păi la... Uite, aici merge un tonomat. Pagă. Hai să punem un tonomat. Pe 3. Pe 3. Așa, tonomat. Imediat. Uite, când vreți să vă luați ceva, un suc, un chips, veniți aici. Tic. Ăsta era de bilete. Da, lasă, e bun. Aha! E bun. Tonomatul punem în altă parte. Pe 6. Pune aici la ușa asta, pe 6. Aici? Haide să punem. Wow! Bă, dar asta e tonomat mare! Tu l-ai luat. Era unul modern, pe ăla nu, când iau din la mare. Și-am luat două dintre astea. Apoi lasă că le pun aici. Bine în capăt, bine în capăt. Bine până în capăt, uite aici. Așa. Și încă unul în partea asta la altă. Așa. Ușa tonomatelor. Așa, ia uitat. Bă, asta că e foarte drăguț. Aici vreau să pun un coș de gunoi. De cam mare. E cam mare. Tu l-ai luat din ăștia, așa, din ăsta e, nu poți să-mi altele. Acum tu le pui. Nu poți să le vând. Ai 4. Nu poți să le vând. Sunt prea mari, Felix. Atunci pune-le afară și pune altceva înăuntru. Sunt prea mari. Aici, aici trebuie să pui afară. Trashcan. Și aici trebuie? Da. Și aici trebuie. Hai să le pun așa. Păi nu, pune-le unde să pui băncile, uite așa. Imaginați că o să fie între bănci. Dar poți să le mut după, nu? Nu știu, pune-mă la zi dacă poți să muți. Pune aici, place. Da? Poți să muți. Stai să vedem. Ia să vedem dacă putem să mutăm. Pic, da. Bun, este... Pune-le aici una după alta. Stai aici, uite așa. Okay. Și ia-ți 4 coși de gunoi. 4 coșuri de gunoi, când dar zis, dintre astea finuțe. Când ți-am zis, am zis, nu, eu vreau din astea cât moderne, îmi place, eu sunt femeie modernă. Femeie modernă. Ok, deci unde e coșul de gunoi? Aici. Și luăm dintre astea, stați că vă zic eu de care, astea mi-mi plac mie. Câte 4? Da. Așa. Da. Și acum acolo, trebuie să punem coș de gunoi acolo în colț. Da. Pe cât a pus, Felix? Pe coș de gunoi? Pe 6? Da. Așa. Ce mie e asta? Mai vreun ceașa nu-și mulțumită. Ce mie pe secole! Pune platele acolo. Hai să punem băncile, Felix, că în funcție de bănci facem totul. Hai să punem banca aici. Dar pe zidul ăla nu pui, că deja întoarsă. Hai să punem aici, pe zidul ăsta, da? Uite așa, e bun? Da. Stați să apară cu verde, așa. Și mai punem aici încă una. Și mai două, unde le pui? Mai am două, pun uite aici. Stai să rotesc. Uite așa. Ce rotești acum tu repede? Rotesc, pun așa foarte frumos și încă una pe partea asta la altă. Și mai ai de pus scaune și coșuri. Scaune și plantele, neapărat. Plantele sunt cele mai importante. Pune scaune, 4 scaune. Stai aici să pun o plantă. Pune. Uite așa, este foarte frumos. Asta e gâtul de girafă. Da. Pe 4. Plantă de girafă.
Pe doi. Stai, pe care să punem? Pe doi. Hai să punem asta aici, că e okay. micuță și încape foarte fain. Pe doi. Așa, pe doi. Unde punem scaunele? Uite, aici la intrare. Alta, așa. Aici, da? Da. Câte scaune sunt în total? 4? Da. Hai să punem aici 4 scaune. 1, 2, 3, 4. Perfect! Și eu zic că data viitoare Cristina să renoveze. Da, și pun, termin de pus plântuțele, pentru că mai am multe plântuțe. Faza este că ne apropiem de lucruri mult mai greu de renovat, urmează. Serios? Arăta unde au fost zombie, sau nu era acolo, era cu verde. What? Și sunt foarte curioasă. Trebuie să rămâne, că rupeți butonul de Cocolai. Scrieți în comentariu ce vreți voi și noi ne vedem data viitoare. Pa! Vreau să mai pun plântuțe. Data viitoare! Plântuțe! Data viitoare! Hai pe-ți